Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi voi face o rețetă de cheesecake de portocale. Pentru aceasta avem nevoie. Pentru bază, 100 de grame de biscuiți mărunțiți, 40 de grame de făină de migdale, unt topit și 2 linguri de lapte. Să începem rețeta! Punem biscuiții, migdalele, untul și laptele și amestecăm bine. Acum o vom pune într-o tavă. E o tavă micuță, de 18 după care nivelăm bine. Și o vom da la frigider. Între timp, ne vom ocupa de următorul pas. Următorul pas, vom face cheesecake-ul. Vom pune apă rece într-o farfurie. După care vom pune la hidratat 4 foi de gelatină. Și le vom da deoparte. Într-o cratiță pe foc vom pune 100 ml de suc de portocale. După care adăugăm 100 grame de zahăr. Și învârtim bine până se topește bine, bine zahărul și ajunge la punctul de fierbere. După care vom opri focul și vom adăuga gelatina. S-a topit bine zahărul. Acum voi opri focul. Voi stoarce bine gelatina de apă. Și o voi adăuga în suculeț. Și amestecăm bine, bine să se dizolve bine gelatina. După care o vom pune deoparte. Acum voi bate 200 de grame de frișcă. Înainte să bateți frișca, e indicat să fie vasul foarte, foarte, foarte rece. Se bate mai ușor și mai repede. E gata și frișca. Frișca nu trebuie să fie foarte, foarte firmă. Punem frișca deoparte și ne vom ocupa de următorul pas. În acest suculeț vom adăuga
250 de grame de brânză, cremă, Philadelphia. Și vom mixa. Vom mixa bine și se cotească bine brânza. Acum vom amesteca compoziția cu frișca. Ușor. După care vom turna această compoziție în frișca rămasă. Un deliciu. Super. Are un gust super delicios. Acum vom turna toată compoziția în frișca rămasă și vom amesteca bine. Acum vom turna compoziția peste biscuiți. Mi-a ieșit un pic. Am avut o tavă super mică. Nu am avut o tavă mai mare, așa că voi face cheesecake și mai micuți. Să nu fie prea multă compoziție. Nivelăm frumos. Voi mai pune un pic. Așa va rămâne și loc pentru decor. Nivelăm frumos și o vom da la frigider pentru sau se poate băga la congelator, dar să nu se lase mult, să nu înghețe. Păi eu o să-l las la cam în jur de 2 ore, 3. Pentru decor voi face o gelatină de suc de portocală. Prima dată voi pune gelatina la hidratat. O voi pune deoparte. După care voi pune o cratiță pe foc. Voi pune sucul de portocale. O 100 ml de suc de portocale. 50 ml de apă. Și 50 de grame de zahăr. Învârtim bine. Lăsăm să ajungă la punctul de fierbere. Zahărul s-a topit. Eu acum voi pune un pic de colorant. Galben și roșu amestecat, să fie, să aibă o culoare un pic mai intensă. Dar asta e doar opțional. Dacă vreți, faceți acest pas, dacă nu, e bine și așa cum are culoarea. Eu vreau să fac un pic culoarea un pic mai intensă.
Nu sunt eu prietena colorantului, dar vreau să fie o culoare mai frumoasă, mai... Acum, vom opri focul. Vom stoarce bine, bine, bine gelatina. Și o vom adăuga. După care învârtim bine să se topească bine, bine gelatina. După care o lăsăm să se răcească, înainte de a o turna peste tortuleț. Acum voi pune gelatina peste cheesecake. Și îl voi lăsa să la rece pentru alte 2 ore. Și gata tortulețul. Acum vom dezlipi pe margine cu un cuțit ușor. Acum o voi pune ușor pe această farfurie. Am decorat-o cu o zmeură și cu coajă de portocală. Și iată, este gata cheesecake-ul meu. Sper că v-a plăcut rețeta. Dacă da, dați un like și înscrieți-vă la canalul meu. O zi bună tuturor! Ciao, ciao!